Rusia a lovit din nou zone rezidențiale din orașul ucrainean Kharkov. Atacul brutal a țintit mai întâi un centru comercial de 15.000 de metri pătrați care a fost făcut scrum, iar la câteva ore distanță centrul orașului. Doar într-o singură zi, rușii au ucis 6 oameni și au rănit alți 60. Din ruinele cele mai mari tipografii din Ucraina, bombardată de ruși acum 2 zile, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a transmis un mesaj emoționant în care i-a invitat pe Joe Biden și Xi Jinping să participe la summitul pentru pace din 15 iunie. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Camerele de supraveghere ale unui magazin au surprins momentul atacului de ieri al rușilor asupra unui centru comercial din Kharkov, aflat într-o zonă rezidențială. 6 oameni au murit, iar 40 au fost răniți. Cifra victimelor ar putea să crească pentru că alte 16 persoane au fost date dispărute. Spre seară, rușii au atacat din nou orașul Kharkov cu rachete balistice, rănind alte 11 persoane. Atacul brutal are loc la o zi după ce orașul fusese vizitat de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev inspecta Kharkovul după atacul de joi, când Rusia a lovit orașul cu 15 rachete. Tipografia Vivat, cea mai mare din Ucraina, a fost practic pusă la pământ. 50.000 de cărți care urmau să ajungă la un festival de carte din Ucraina au fost făcute scrum. Dintre ruinele clădirii, Zelensky a transmis lumii un mesaj emoționant. Every night and every day, Russian army is shelling the city, mostly with S-300 missiles. These are air defense missiles which Russia employs to terrorize the land. There is not a single district or street in the Kharkiv that hasn't suffered from this regular cruelty. Russia added strikes with guided aerial bombs. Russian aviation comes close to our state border and launches these bombs straight on the city. Orașul Kharkov este în bătaia focului încă de la începutul invaziei rusești. În ultima perioadă, Rusia a început să atace și cu bombe de aviație din perioada sovietică. Președintele Ucrainei i-a chemat pe liderii lumii să participe la summitul pentru pace din Elveția. I am appealing to the leaders of the world who are still aside of the global efforts of the Global Peace Summit. To President Biden, the leader of the United States, and to President Xi, the leader of China. We do not want the UN Charter to be burnt down just like these books. Orașul Kharkov, situat în nord-estul țării, este al doilea ca mărime din Ucraina. Aflat la doar 30 de kilometri de granița Rusiei, a fost sub ținta armatei lui Putin încă din primele zile ale invaziei. În jur de 1,5 milioane de oameni locuiau aici până la începutul războiului, dar rachetele și dronele rusești care lovesc aproape zilnic încearcă să-l transforme într-un oraș fantomă.